Dumnezeu a creat o natură care nu dezamăgește niciodată, mai ales dacă ne uităm în acele locuri unde pare că natura a deviat, încât rezultatul pare scos din contextul pământesc și mai degrabă împrumutat din alte galaxii. Salutare dragilor și bine ați venit la Descoperitorul! Abonați-vă și bifați clopoțelul de notificări pentru a vă bucura de postările din fiecare zi. Haideți să începem! Insula Socotra este un exemplu perfect de peisaj extraterestru pe Pământ. O mare parte din insulă pare ca fiind de pe altă planetă, sau cel puțin de altă eră. Cuprinde peste 700 de specii de floră și faună extrem de rară. Situată la aproximativ 250 de km de Somalia, insula are plaje întinse care se continuă cu platouri de calcar pline cu peșteri și munți de peste 1500 de metri înălțime. Unele specii de plante de pe insula aceasta au fost atât de bine conservate geologic, încât au o vechime de peste 20 de milioane de ani, așa se spune. Nu vă lăsați păcăliți! Acesta nu e un tablou suprarealist, iar acești copaci nu cresc pe Marte. Pădurea Dead Valley este un loc misterios din Namibia, unde se află și cele mai înalte dune de nisip din lume, 400 de metri înălțime. Zona unde se află pădurea era odată străbătută de un râu, care a secat acum aproximativ 900 de ani. Terenul a devenit atât de arid, încât toată vegetația a murit. Tot ce a mai rămas sunt aceste trunchiuri de copac, care sunt atât de uscate încât nu s-au descompus. Arși de soare timp de sute de ani, copacii au prins culoarea neagră și formează acum o pădure moarte, de o frumusețe bizară. Ochiul Saharei este o formațiune geologică deosebită și se află în partea de sud-vest a deșertului Sahara. Are o formă rotundă, adâncită cu un diametru de 30 de km și fiind vizibilă din spațiu. Oamenii de știință încă discută pe marginea originii acestei structuri. Se credea inițial că aici era de fapt locul de impact al unui meteorit, însă geologii consideră că mai degrabă structura este rezultatul eroziunii. Formațiunea circulară este un mister în continuare, dar și unul dintre cele mai extraterestre locuri de pe Terra. Tu ce părere ai? Salar oferă un peisaj de-a dreptul incredibil. Acesta este cel mai mare deșert de sare din lume. Este aproape ca o oază extraterestră care cuprinde, pe lângă întinderile uniforme de sare, vulcane activ, geizere, lacuri sărate și insule acoperite cu cactuși sălbatici. Este cu adevărat un loc de pe altă planetă, transpus în sud-vestul Boliviei. Iar pe locul întâi avem pădurea de piatră, un exemplu impresionant de topografie karstică. Rocile din această zonă sunt formate din calcar, iar pilonii impozanți, care reprezintă copacii pădurii de piatră, sunt tot ce mai rămâne după ce apele de suprafață erodează an la rând rocile. Pădurea de piatră era cunoscută în timpul dinastiei Ming ca fiind prima minune a lumii. Nu e de mirare, având în vedere că fortăreața fortificată pare de pe altă planetă. Dragilor, cam atât în acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, puteți intra pe canal să vedeți și alte videoclipuri similare și nu uitați să vă abonați, pentru că postez în fiecare zi.